Sfântul și-a Fiului și-a Sfântul de Duh, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci veci, amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, dar cu cei părinții de Nu este Dumnezeu ca să fac și ca să iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în veci și veci. Amin. Despre post și rugăciune ne va vorbi Părintele Duminică Cristea de la Parohia Sfântul Gheorghe din Pașcani. Vreau să le mulțumesc, doamne directoare, pentru invitație și inițiativa creștină pe care a avut-o pentru această întâlnire. Probabil, unul dintre dumneavoastră v-ați aștepta la o audiență mai mare în această seară și n-ar fi fost rău. Dar mi-aduc aminte unul de un mare profesor pe care am avut eu, Părintele Constantin Galeriu, care a fost de altfel cândva și aici, la Casa de Cultură, să-l ierte Dumnezeu. El a spus că atunci când s-a făcut preot, prima oară a avut parohie în Ploiești. Și nu veneau oameni la biserică. Și ce să facă el? Avea doi, trei oameni, 20, cum suntem noi 30 aici. Și a zis părintele așa, puneți un anunț pe toate gardele de la intrare aici la biserică și până unde vreți dumneavoastră în oraș. A spus, duminică, la ora 12 vine dracul la biserică. Așa au rămas praf toți. Ce preot e ăsta? Și cum au putut să gândească așa ceva? Și la un moment dat, la biserică au venit cam vreo 2000 de oameni. Și părintele a ieșit, oamenii curioși, și a zis, părinte, noi am venit. Ăla a venit. Și a zis, n-a venit ăla. A venit Duhul Sfânt, că deja liturghia s-a terminat. Dar dacă v-aș fi vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt în biserică, uite că n-ați venit atenționat. Și acum ați venit din curiozitate. Probabil că oamenii așteaptă teme de altă natură în această epocă de astăzi, globalizată și secularizată. Eu am o vorbă și sunt cuvintele Mântuitorului. Eu sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Deși trei, dacă ați fi fost în această seară, aș fi fost foarte, foarte mulțumit. Dragilor, sigur că aparent, teoretic, această temă de astăzi, despre post și rugăciune, este arhicunoscută de fiecare dintre noi. De o parte că cei mai mulți dintre dumneavoastră postiți și vă rugați, de altă parte, sigur că trăiți rugăciunea și postul în adevăratul sens al cuvântului. Dacă duminica trecută ați fost atenți, atunci când ați venit la Sfânta Biserică, Mântuitorul a vindecat un tânăr care avea un duh mut, un duh rău. A venit Tatăl și a zis, Doamne, cu lacrimi te rog și în genunchi, ai milă de fiul meu, este bolnav, are un duh mut. Mântuitorul a spus, aduceți-l la mine, a certat Duhul rău, tânărul, sigur că s-a ridicat, mulțumim lui Dumnezeu pentru vindecare, iar apoi au venit apostolii și au zis, Doamne, dar noi de ce n-am putut să-l vindecăm? Și Mântuitorul dă un răspuns care e valabil până în ziua de astăzi. Altă dată le-a spus pentru puțina voastră credință. Acum le-a spus, acest neam de diavol nu pere decât cu rugăciune și cu post. Foarte interesant, vedeți? Pe primul loc este rugăciunea. Dacă omul se roagă,
atunci înțelege și tainele aceste vești și tainele vieții veșnice. Se îndumnezeiește și sigur costul are să vină de la sine. Un Sfânt Părinte spune că cel care nu se roagă se îndrăcește. Din păcate, lumea de astăzi se roagă foarte puțin sau când se roagă, se roagă pentru alte lucruri decât cele spirituale, duhovnicești. În modul ce un acatistele și miile de acatiste pe care le am, pe aici, pe acolo, mai zice unul pentru întărire, dreapta, credință, mulțumesc Dumnezeu pentru binefacerile primite, dar tot cel mai mult daruri materiale și mai puțin daruri spirituale. Am pregătit un material foarte pe scurt, nu vreau să vă obosesc și nici să vă plictisesc, dacă să-mi dați voie să stau și eu jos, că vin după slujbă și alte activități. Mi-a plăcut foarte mult spusele unui Sfânt Părinte, că rugăciunile sunt potecile pe care aleargă sufletul până îl găsește pe Dumnezeu. Nu ne putem întâlni cu Dumnezeu dacă nu ne rugăm. Dar nu o rugăciune nici grăbită, nici interesată, nu o rugăciune, așa cum spuneam, în care se cere doar lucruri materiale, ci o rugăciune care este undeva material aici despre tăcerea rugăciunii, să spunem cu Părinte, și tac și mă rog, atunci când te rogi tăcând, Dumnezeu vorbește cu tine. Și spune în altă parte, cred că fericitul Augustin, că atunci când citești Scriptura, vorbește Dumnezeu cu tine. Și atunci când te rogi, vorbești tu cu Dumnezeu. Iar acest dialog trebuie să fie responsabil. Nu contează cât ne rugăm. Contează, în primul rând, să ne rugăm. Nu contează, cum spuneam, nici că suntem astăzi aici, ci contează dacă măcar noi, cei de aici, ne rugăm și știm cum să ne rugăm. Aduc aminte la Sfințirea Bisericii Sfânta Sofia din Constantinopol, erau zeci de mii de oameni, patriarhi veniți din toată lumea la Sfințire, acolo, într-o biserică alăturată, era un schid micuț. Un călugăr făcea și el Sfânta Liturghie acolo. Și Anastasia, care nu avea să fie decât Sfânta Anastasia de mai târziu, țăracă, a zis, ce să aduc eu acolo? Au, nu am, azi nu am, bani nu am, alte daruri nu am, ei dau fi venit pe acolo și cineva cu un animăluț și să îi dau ceva să mănânce. A luat doar un sac cu fân. Și a mers singură cu acel călugăr și s-a rugat în biserică. Două lucruri s-au întâmplat acolo minunate. În clipa în care Duhul Sfânt s-a pogorât, bătrânul călugăr de acolo a văzut cum se coboară Duhul Sfânt sub formă de porumbel. Iar în clipa în care se sfințea biserica, a apărut pe acel frontispiciu al bisericii numele de Anastasia, care înseamnă înviere, că ne pregătim de înviere acum. Atunci e minunat lucru că putea să fim mulți la biserică. Într-adevăr, și la noi vin foarte mult la biserică. Contează, sau dacă vreți, contează să fim mulți, dar important este să ne rugăm. Ca duhovnic am văzut oameni care se roagă cu adevărat. Cu lacrimi în ochi, în genunchi, când este cazul, și concentrați 100% la rugăciune. Sfântul Părinte a avut o vedere. Când a fost la biserică, a văzut oameni cu cap și fără cap. A văzut oameni și cu cap și cu trup. Atunci, Doamne, zice, ce însemnează lucrul acesta? Și prin minune i s-a spus, păi, cei care nu au capul, nu prea la rugăciune, că mintea lor aleargă la alte griji lumești. Și să fie serioși, că ni se întâmplă și nouă lucrul ăsta. Dar și chiar lumilor și nouă slujitorilor. Așa, sigur, ceilalți, dragi de dânșe, erau acolo cu capăt, dar mintea era în altă parte. Iar alții, sigur, trup și suflet, cap și trup, erau acolo și se rugau cu adevărat. Într-adevăr, dacă vom înțelege că rugăciunea este o potecă care duce spre Dumnezeu, atunci, cu siguranță, îl vom găsi pe Dumnezeu pe această potecă. Uneori presărată, cu fel de spini,
de suferințe, de încercări, dar dacă te rogi, spunea Doamna Proveteasă înainte de a veni, că o bătrână s-a dus la spovedici și a spus, eu nu știu să mă rog, și nu mă rog. Și dacă cum așa, nu prea am timp de rugăciune, știți, a las obosită. Și dacă mă duc într-o din acolo, zice, dacă pun, eu știu ce aici am să spun, Doamne ajută să crească, să văd cum s-a albit. Știu, floarea asta așa, sau ce pun eu aici așa, să albească sufletul meu negri de păcate. Și bătrânii i-a zis, părintele, a, păi tu te rogi mai mult ca mine și mai sincer decât mine. Eu când mă rog, mai leagă mintea în altă parte. Rugăciunea are foarte, foarte multe, multe taine. O să spuneți de ce trebuie să ne rugăm. În primul rând, pentru că noi suntem, și cum o să vă dau aici o istorioară, suntem oamenii care nu-L găsim pe Dumnezeu dacă ne rugăm, sau atunci când ne rugăm, trebuie să știm cum să ne rugăm ca să ne întâlnim cu Dumnezeu. Foarte interesant. Noi suntem nu într-un război nici cu lumea, nu știți, nu. Mi se pare nou. Nici cu omul de lângă noi. Și noi veșnic suntem într-un război cu noi. De aceea Sfântul Nicodim mai Ghiorito a scris cartea Război nevăzut în liniștea Sfântului Munte. Și conștiința, dar de la Dumnezeu, ne spune tot timpul că nu facem ceea ce trebuie, nu ne rugăm cum trebuie. Și aici zice așa, o istorioară ne spune că un om bătrân mergea zilnic la biserică și petrecea multe ore în rugăciune. Prietenii său cam luau peste picior, dar eu se scuza în felul următor. Am în spatele meu un proces greu. Dacă nu voi reuși să-l câștig, voi fi nenorocit pentru totdeauna. Dar am găsit un avocat care m-a invitat cu gentilețe în casa sa ca să studiem dosarul și să găsim calea apărării. Ce spui? Ce spuneți? Unde ar trebui să merg? Prietenul său, cum aș spune noi fiecare, când are o problemă mare, mai ai mai bani, trebuie să te duci la un avocat. Și acum atenție ce răspuns îți dă acest bătrân. Și așa m-am gândit și eu. Și dragi prieteni, trebuie să știți, zice bătrânul, că procesul meu este cu Dumnezeu, în fața căruia am greșit mult. Iar la biserică l-am găsit pe cel mai bun avocat, care este Iisus Hristos. Aș fi nebun dacă înainte de judecată n-aș sta pe El ca să analizăm dosarul vieții mele pentru judecata de ziua de apoi. Cred că fiecare dintre noi avem un proces cu noi și cu Dumnezeu și procesul acesta care trebuie să-L câștigăm. Dumnezeu a fost atât de bun cu noi încât l-a trimis pe Mântuitorul Hristos. Vorbeam altă dată și cred că în directul la o emisiune despre filantropie. Probabil mai făcând-se pe la noi, ca acolo cu Mila Creștină, pe Teofil și Milostin. Și o citam pe Sfântul Ioan Gură de Aur, care spunea că cel mai mare act de filantropie l-a făcut Dumnezeu cu noi, pentru că a trimis unicul fiu și l-a jertfit pentru că așa cum cântăm noi, de la Crăciun, să se nască, să crească, să le mântuiască. Cine a mai făcut lucrul acesta pentru noi oamenii? Poate nimeni niciodată. Există în postul mare, apropo de rugăciune, și cred că m-am văzut că le știți această rugăciune, rugăciunea Sfântului Efrem Siru. Haideți să rostim împreună. Care știe? Doamne, stăpânețe mele, foarte. Deci această rugăciune, numai această rugăciune, dacă am rostit un post mare, sigur cu Tatăl nostru, că să ne rugăm cum ne-a învățat Mântuitorul, așa să ne rugăm, cred că ar cuprinde totul, dar tot așa, cu mintea la rugăciune. Și Tatăl și Stăpânul vieții mele, Duhul Trândăbiei, al grijii de multe, al grijii de stăpânire și al grijii de neșer, numele la mine. Cam sunt păcatele și ispitele care le stăpânesc pe noi. Și mai departe ne spune cam de ce am avea nevoie ca să ne mântuim. Iar Duhul Curăției, al gândului smerii, al dragostei și al răbdării, dăruiește milmii scuzitane. Vedeți curăția, smerenia, dragostea și răbdarea. Este exact ceea ce lipsește lumea de astăzi. Nu mai avem răbdare unul cu celălalt. Nu mai avem dragoste unul față de celălalt. Sau răbdare interpretată așa, că ai un interes.
față de omul acela. Sau dragostea la fel. Știți că în clipa în care oamenii nu se vor mai ruga și nu vor mai înțelege că Dumnezeu este iubire și că noi trebuie să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim, cum spune Scriptura, atunci este foarte aproape sfârșitul lumii. Lumea este bolnavă de neiubire, de nerugăciune. Lumea de astăzi e o lume în care predomină numai material. Peste tot nu se discută decât despre bani, despre afaceri, urmăriți, vă rog, știrile, ziarele, știu eu, tot ce vreți dumneavoastră, o să vedeți că trăim într-o astfel de lume. Întrebarea se pune, mai poți să te rogi într-o astfel de lume sufocată numai de informații negative și lume preocupată de cele materiale? Eu zic că putem să ne rugăm. Dar pentru asta trebuie să ai credință în Dumnezeu. Trebuie să ai un duhovnic foarte bun, un duhovnic iscusit, care, în primul rând, El să se roage pentru tine, cei care vă spovediți la mine știți lucrul acesta, că și eu vă rog pe dumneavoastră să mă pomeniți la rugăciune, dar și eu vă pomenesc pe fiecare dintre dumneavoastră. Mi se mai reproșează câteodată că la liturghie nu pot sta tot timpul acolo ca să vă iau liturghia. Atunci le spun tuturor, păi și eu simt nevoia să mă rog și pentru mine, și noi avem sute și mii de acatize care trebuie spomenite. Și sigur că Dumnezeu, mai ales în liturghie, în ceasul duminice și a sărbătorii, ne ascultă rugăciunea fiecare dintre noi. Și la urmă, oare cum se încheie rugăciunea Sfântului Efrem Sirul? Așa, Doamne Părate, dorește-mi ca să văd greșelile mele și să nu mă scândesc pe fratele meu, ești binecuvântat și preamărit în vieții vieților mele, e lucru mare. E lucru mare să-ți recunoști păcatele tale și sub epitrahilul preotului și în fața omului de lângă tine. Și apropo de rugăciune, că eu adeseori la spovedanie încerc cu asta, să te certa cu cineva și vă spune, sunt părinte, de, și poate celălalt. Și la un cam nu încerc, dar să mergeți să vă împăcați. Aoleu, părinte, nu îmi spuneți. Dar nu pot părinte, m-au umiliți, părinte, foarte bine și Hristos a fost și Dumnezeu, n-a avut păcat, cum să nu, s-a rugat pentru tine, până și pe Sfânta Cruce, da? Și uite că a zis, iar din oameni că nu știu ce zic. E un lucru extraordinar să te poți învinge pe tine și chiar dacă nu ai păcate, să te duci să ceri iertarea acelui om. Eu în viață am încercat un proces și teologic, dar și psihologic. Doamna știe că am avut și eu. Dacă a fost Hristos răzmarta pe preot. Și a mers așa, da, e așa cum spune dumneavoastră. Sigur, eu am greșit, da? V-am supărat, sigur, uite, ce putem face noi? Ia să vedem. Am umilit, am cheltuit, am știut ce am făcut. Dar am avut conștiința și am conștiința că pe acel moment m-am împăcat în numele lui Dumnezeu, ca să nu-L pierd. Ambițiile lumei de astăzi sunt atât de trecătoare și de deșarte încât nu bănuiți. Se vai de cel care se smintește, dar mai vai de cel prin care vine sminteala. Haideți să mergem un pic pe firul a ceea ce se cheamă rugăciunea după învățătura de credință. Foarte important. Și aici am găsit eu, probabil, aveți învățătura de credință. Ea, mâna sus care aveți învățătura de credință. Eu. Păi înseamnă că nu aveți buletin. Nu aveți buletin. Când vă duceți la circulație sau plecați afară, dacă nu aveți buletin, nu treceți granița. Păi nici dincolo nu putem trece granița. Știți ce asta? De fapt, este chintesența învățăturii creștine. Scriptura, sigur, e interesant de citit și mai ales la Noul Testament, o să înțelegem cu toții, că e viața și activitatea Mântuitorului a Sfinților Apostoli. Dar aici e cuprins foarte pe scurt toată învățătura în ce trebuie să credem noi. Da? Dumnezeu, unul ființă întrăit în persoană. Maica Domnului. Tainele Bisericii. Învățătura despre viața veșnică. Dar și la care zice, aștept în venea noastră viață, avea câteva să fie. Hai să vorbește despre pouă, despre rugăciune, despre sărbători, așa mai departe. Toate le avem cuprins aici. Aveți să profit dacă ziceți că nu aveți, dar o să vedeți foarte multe lucruri de deja le știți. Și rugăciunea
care poate să fie așa, zice, în primul rând se dă o definiție. Rugăciunea este ridicarea minții și a voii noastre către Dumnezeu. Rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu. O să vorbim mai încolo, puțin, despre rugăciunea lui Iisus, a rugăciunea inimii. Eu zic că nu-i numai minții, și a inimii. Dacă Dumnezeu Hristos coboară în inimă, altfel te rogi, altfel gândești, altfel acționezi. Abia atunci te rogi cu adevărat. Nu știi când trece timpul la rugăciune. Spunea cineva într-o zi, zice, avem o treabă atât de mică la asta, pentru că nu mai termin. Și am început să spun rugăciunea Doamnei Iisus. Și am spus-o de atâtea ori și m-am rugat atâta, încât nici nu știu când am terminat treaba. Ca să vezi cum te ajută rugăciunea. Să nu mai spun că trebuie rugăciune și înainte de lucru. Ei, zice rugăciunea care este particulară, rugăciunea bisericii și rugăciunea obștească. Acum, nu e lipsit de importanță să aveți o carte de rugăciuni, fie așa cum e aceasta. De câte ori mai la Ierusalim, o iau cu mine, e foarte mică și la purtătoare. Am avut mare blabe că un părinte să lumea, Gamaliel Păvăloi, călugăr mare, trăitor și rugător la Mănăstirea Neamț. Da. Și aici avem toate rugăciunile așa. Și e foarte important să aveți o carticică de rugăciune. Așa cum aveți buletinul dumneavoastră, așa să aveți o carte de rugăciune la dumneavoastră. Aștept la rând la medic, aștept la rând, nu știu unde... Ai scos și ai citit de rugăciune. Azi vor vorbi fel de fel de lucruri, absolut nefolositoare de suflet. Tu ai să te rogi și ai să câștigi de două ori și timpul trece mai repede și stai de vorbă cu Dumnezeu și ți-ai împlinit și cererea în ceea ce ai fost acolo. Îmi spunea cineva și m-a speriat părinte cineva că am cancer, am o boală foarte grea. Și stând acolo la rând la doctor, tremurau și eu, tremurau și ceilalți, am citit rugăciunea. Și de boală. Și în clipa în care am intrat, mi s-a făcut analize și a spus ce îmi pare rău, zice, dar nu știu cine te-a diagnosticat, dar nu ai boală asta. Un domnul doctor mi-a spus că am cancer la sân. Mare profesor. Ce-o fi spus, dar la mine este altceva. Ar fi dezinformat, au avut un interes ceva. Și iată ce folositoare. Și spuneam de rugăciunea particulară. Acum vă mai întrebi la spovedit, dacă vă rugați, dacă vă închinați. Și mi se spune, Părinte, seara mă rog mai mult, dimineața mă rog foarte puțin. Zic, ce înseamnă puțin? Unul Tatăl nostru și un Doamne ajută. O, zic, asta e bine. Și acum e bine, Părinte, dacă mă rog puțin. Zic, haide să deschidem Scriptura. Și în clipa în care deschidem aici Scriptura, Mântuitorul predica de pe munte ne-a învățat cum să ne rugăm și ce rugăciune să rostim în primul rând. Sigur că celălalt care mai spolit nu obicește, poate sta o oră la rugăciune. E foarte bine. Și zice Mântuitorul, iar când vă rugați, nu fiți ca fățarnicii, cărora le place prin sinagogi și prin colțurile uliților, stând în picioare să se roage ca să se arate oamenilor. Adevărat grezbou și-au luat plata lor. Tu însă când te rogi, intră în camara ta și închizând ușa, roagă-te Tatălui tău care este nascuns și Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti ție. Cred că și eu, mult puțin când mă rog acasă, în paraclisul meu, cea mai multe liniște o simt acolo. Nu când aș simți eu și cu dumneavoastră liturghie cu Hristos la Sfânta Masă, dar vorbesc de rugăciunea particulară. Când vă rugați, nu spuneți multe ca neamurile, n-am tot zice ca păgâne. Că ele cred că în multa lor vorbire vor fi ascultate. Și spune, când vă rugați, spuneți așa, ce am spus și noi la început, adică rugăciunea Tatăl nostru, numită și rugăciunea domnească, și cea mai importantă rugăciune, dar nu rostit așa ca pe o urătură, ca pe o poezie. Am fost ani de zile ucenic cu Părintele Cleopa. Și odată i-am spus, Părinte, blagosloviți în seara asta să stăm și noi în chirie când vă faceți rugăciunea. Și a zis, bă, voi știți să citiți în chirilică? Știam cam puțin atunci, am învățat după aceea mai multe jena și de știi de la școală, de trebuie să știu. Și la urmă, făceam rostimele tot din când în când, dar păreau rugăciune de începătoare, știți. Și la urmă a zis, Părinte, după ce am rostit noi, și grăbiți, cum suntem noi, de ce? Poate. Așa ca și la biserică, pe stradă, n-avem timp niciodată pentru nimeni, n-avem timp.
Și a început Părintele să ne spună rugăciunea Tatăl nostru. Știți că Tatăl are rugăciunea Părintele, Tatăl nostru? A fost și bă, dar numai atâta mă puneți, Doamne, cum să zic că numai Tatăl nostru apelează Părintele. O oră! O oră a durat. Și a început Părintele la un moment dat. Și a vorbit, Tatăl nostru care ești în cer, o, ce bine că avem Tată, Creatorul, Croniatorul, nu mai îngrijit de toate, are Tata grijă, cum să nu, ce bune Dumnezeu cunoaște. Comenta fiecare că doar, nu așa avem o introducere, 7 cere și o încheiere. Acolo. Și atunci, pentru prima oară, mi-am dat seama, într-adevăr, cât de importantă este rugăciunea. Până am asta ce avem toate zilele de anul nouă asta. Mereu, cu obsesia foame, și că atunci era și cum era în vremea aceea, știți, așa. Și ne iartă nouă, că așa mai mați pregut și mergea în greșiților noștri. Ei, Părintele, câteodată nu atunci, dar altă dată, când mai mergeam, mai era să lește Dumnezeu, chiar cum spuneam. Deci, Doamne, și nu ne iartă nouă, greșeam, nu lasă, că nici pe mine ești în greșiților noștri. Când era multă lume acolo, Părinte, mai așa ați greșit. Nu am greșit, zice. Voi așa trebuie să vă rugați. Că, pentru că nu iertați. Am luat niște lecții de la Părintele și, pe urmă, atunci când am rostit sau când rostesc rugăciunile și astăzi, tot timpul mi-e mintea, inima și sufletul acolo la rugăciune. E foarte important să ținem cont ce au spus ori Mântuitorul, ori Sfinții Părinți. Și am mai găsit câte ceva pe aici. Că trebuie rugăciunea însoțită de semnul Sfintei Cruci. Eu m-am mers câteodată la biserică, că văd pe ăștia că nu și-au uitat instrumentele muzicale acasă, au luat pe ei corza și chitara și mai des că ce am ce s-a întâmplat? Sper că fac Sfânta Cruce. Zic, Doamne, miliește Dumnezeu, dar ce asta e Sfânta Cruce? Eu te mă dat Mântuitorul, cum e răstignit, dar... Știți, părinte, eu sunt mai discret, așa, să nu mă dar cine este vadă? Este numele de Hristos, în primul rând, da? Și am spus și i-am explicat, așa ca la grădiniță, cum ar fi Justina, să-i explici tu de ce trebuie pus acolo Tatăl care-i în cer, Fiul s-a coborât pe pământ și aici e o greabă a Duhului Sfânt. Și care e semnificația Sfintei Cruci. De ce trebuie însoțită rugăciunea cu semnul Sfintei Cruci? Asta e foarte important, trebuie să știm. Cineva ar putea pune întrebare, cum trebuie să ne rugăm, cu glas tare sau în gând? Eu spun și. Depinde de starea sufletească pe care o ai. Dacă e de rosti crezul în biserică, o să rosti în tot. Dacă aici am spus rugăciunea Tatăl nostru, și dacă am fi spus-o tot în gând, dar ăsta de biserică, crede că am avut o problemă. Așa. Ei, dar sigur și în gând. Atunci, când ai un egal mare, cum spuneam, poți să te rogi pe gând, poți să te și lacrimi și să te rogi mai mult decât unul care s-ar ruga cu voce ta. Uneori alergând mintea în altă parte. Dar rugăciunea cântată are vreo importanță? Sigur că da. Cântecul religios este o rugăciune minunată și ajută mintea să zboare la Dumnezeu. Feriți de cei care aveți voce. Feriți de cei care aveți copii și învățați pe copii să roage și luați copiii la biserică. Eu am bucuria să vă spun, așa cei care veniți la mine la biserică, la noi vin foarte mulți copii și chiar și copii mici pe care îi împărtășim, uneori poate nu vin la timpul potrivit, dar de unde să știe mama sau tata. Îmi sunt atât de dragi și am sentimentul ăsta că atunci când sunt la rugăciune și când sunt copii, lăsați copiii să vină la mine și ne-i opriți ca unul la acestor este Împărăția Lui Dumnezeu. E, Dumnezeu pentru copilașa, pentru îngerașa aia, primește rugăciunea tuturor. De aceea o să mă vedeți foarte aproape de copii, pe care îi vezi sincer, dezinteresat. De aceea ați văzut proiectul nostru Lumină și da, cu cei 30 de copii orfani și le mulțumesc tinerilor care sunt aproape de acei copii. Și spun lucrul acesta, nu? Ce să la mi se lasă cu ce să ne mai lăudăm, plecăm unii pe mâine. Spun lucrul acesta, pe de-o parte, să aveți milă de copiii săraci și bolnavi și părăsiți, abandonați. De altă parte, să mă ajutați sau să ne ajutați să găsim asemenea cazuri pe care să-i luăm. Nici nu bănuiți într-un an, jumate, doi, ce s-a putut. Ca tot, ca roda rugăciunii, că vorbim de rugăciune. Că și ei se roagă acolo, și ei vin la biserică. Uneori mai rugăm și noi de atunci așa, ca să învețe, dar uite că de la 6 la 8, de la 8 la 10, chiar de la 4 la 6, au făcut progresul copiii noștri. Nimic
nu este la întâmplare, totul este providențial. Cum se pare că ca Grecia și Pantarei, totul curge. Ai fi răzbunătate. Așa a fost să fie. Nu așa a fost să fie. Toată este voia lui Dumnezeu. Nu putem să trecem nepăsători de lângă acești oameni. E o lume a suferinței în care trăim. Nu o putem înțelege decât atunci când trecem prin suferință. Când ești bolnav, când ești orfan, când ești văduv sau văduvă, când ai avut o cercare grea în viață, în familie, la servici și așa mai departe. Și atunci ce trebuie să facem? Că să nu vorbim despre rugăciune. Să ne rugăm. Și dacă ne rugăm, atunci Dumnezeu le rezolvă pe toate. Că toate sunt cu putință, cel care se roagă și care crede. Ia să vedem ce mai găsim în învățătura de credință. De câte feluri este rugăciunea? Unii o să spună, Părinte, numai de cerere și au o mare dreptate. Pentru că noi, astăzi, ne învățăm numai să cerem. Da, cerem Dumnezeu fel de fel de lucru. Ați văzut și fiii lui Zebedeu, Iacob și Ioan, zic, Doamne, vrem să stăm de-a stânga și de-a dreapta. Cereți, dar nu știți ce cereți. Eu m-am amuzat foarte mult așa de când sunt preot, apropo de rugăciune, spune aici, neîmplinite. Că s-a rugat ăla să câștige la teleiul, bingo, să câștige la nu știu unde, să-i dea și vecinul nu știu ce caz, că doar i-a făcut nu știu cât rău. Și în 40 de zile se întâmplă nu știu ce și nu știu cum, asta nu e rugăciune. Și să fiu iertat, poate mă rămâză și alții și colegii mei, nu sunt de acord cu aceste slujbe de 40 de zile, de... Nu vorbesc de pomenirea moțului, cu reacțelor, care a spus în veșnicii. Acatistele astea. De 6 luni, de un an, poți dobândi într-o clipă, ca tâlharul pe cruce, Împărăția Lui Dumnezeu. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o Împărăția Ta. Cea mai scurtă rugăciune din lume. Da? Și a venit un lume și-a spărit, a trecut cele 40 de zile, rugăciunea nu mi s-a împlinit, soția m-a trimis la dumneavoastră și eu stați și eu zic, aici. Cât ați dat? 10 lei. Mă rog să vă luați. 20, uite, mă dau și cu dobândă înapoi. Da, v-ați spălat în timpul ăsta, ați spălat biserică, ați prostit, ați iertat, păi nu l-am făcut părinte. Și a venit el după aceea și a zis, părinte, știți că m-a rugat și acum mi-a primit Dumnezeu rugăciunea, dar mama e când îți zice că trebuie să vă dau bani. Stai liniștit că nici nu-ți iau. Că banul doar în mijloc de existență. Pe Dumnezeu nu-l poți cumpăra cu bani, așa cum cred unii dintre noi. Bine, fraților, rugăciunea, surorilor, rugăciunea mea este de cerere. Deci, spune învățătura de credință, este de laudă, de mulțumire și apoi de cerere. Îl laud pe Dumnezeu pentru că există, apropo de asta, vorbeau ei Sfinți Părinți, niște credincioși. Și unul a zis, Părinte, Dumnezeu există? Și părinții au zis, nu, Dumnezeu nu există. Și așa, Doamne ferește, dar unde suntem noi aici? Dumnezeu este. E o mare diferență. Atunci când mi s-a descoperit un Moise, așa a spus, eu sunt cel ce sunt și nu știu, spune că cel ce este te-a trimis. Nu l-a trimis în Egipt. Așa, Dumnezeu este și e peste tot. Și aici și acasă, chiar și pentru cel care n-a venit acum și vrea tenis sau, nu știu, mi s-a dus el la plimbare în parc, libertatea fiecăruia de alege. Dumnezeu este peste tot. Depinde dacă ai putere să-L vezi, și ai pregătirea duhovnicească să înțelegi lucrarea Lui Dumnezeu în lumea asta. Deci eu laud pe Dumnezeu că mi-i mulțumesc pentru binefacere, după aceea îi cer, dar să-i cer lucruri duhovnicești. Așa. Care sunt folosurile rugăciunii? Și toate când le cere rugându-vă cu credință, veți primi cere și vi se va da vouă. Dacă ai credință, dar chiar Mântuitorul cu un grăunte de muștar, dacă ai credință și te rogi cu lacrimă, Dumnezeu îți oferă orice. Spuneam o vindecare. Da? O vindecare poate să vină pentru rugăciune și pentru lacrimă. Am trăit asemenea experiențe, spre bucuria mea, și sigur nu subestimam rolul medicului, chirurgului, a farmacistului, dar și ei s-au minunat uneori. Ce poate să facă rugăciunea și credința? Am medici foarte mulți prieteni, medici care spune, bă, ia mai mergi și tu pe la preoți. Ia mai du-te și tu la biserică.
sau invers, poate el necredincios a venit pe la să o vedească. Spunea chiar zilele trecute cineva. Și a revenit paralizele și nu se poate. Și trebuia să, spunea cineva, cum adică, trebuia să te operezi de fere. Frate, și-a un tratament naturist, dar a făcut fizioterapie spirituală. A postit, ca vorba că suntem în post și nici nu bănuiți ce efecte benefice are postul și pentru suflet și pentru trup. Nu putem vindecă să scapă de toxine, pentru suflet că ne rugăm mai ușor și mintea se îndreaptă mai ușor spre Dumnezeu. Da. Și singura atenție ce cerem în rugăciune. Care sunt folosele rugăciunii? Da, sigur că orice cerem de la Dumnezeu, iată, am găsit aici așa. Fericitul Augustin zice despre mama Monica. S-a rugat 18 ani ca să îi îndrepte fiul la dreapta credinței. Și după 18 ani l-a îndreptat. După cum paradoxul este, dacă știți viața fericitului Augustin, atunci când a plecat la Roma, el s-a rugat să nu plece. Și a zis, Doamne, dar Tu mi-ai ascultat rugăciunea, dar cum să-mi iei fiul de lui Iubire? Și i-a spus, știu de ce l-am trimis, că a ajuns fericitul Augustin. De ce n-a ajuns și Sfânt? Cei care faceți teologie știți mai bine. Când împlinește Dumnezeu mai repede rugăciunea lor și mă opresc cu rugăciunea. Ia auziți, foarte interesant. Când rugăciunea e făcută în fața Sfinților Ipane sau lângă Sfintele Moaște, a străit, cred, ca semnă experiență. Vezi? Dumnezeu ascultă mai curând rugăciunea făcută împreună cu mai mulți credincioși. Unde sunt doi sau trei, sunt și eu. Eu sunt păcătos, ăla de lângă mine se roagă, Dumnezeu îmi primește și rugăciunea mea. Da, când și pentru ce nu ne ascultă Dumnezeu rugăciunile, că suntem supărați. Ei zice, când ne rugăm pentru ceva păcutitor, spunea mai adineamă, da? E, sigur că aici se aseamănă un medic care din grijă pentru bolnav nu îi îngăduie ce ar fi păcutitor, vezi? Dumnezeu nu poate să zice ceva și nu ți-e de folos. Deci la medic și spui, nu, eu vreau medicamentul ăsta, că așa am citit eu în formula asta, sau așa am văzut la televizor, la reclamă. Și medicul spune nu, că eu am făcut investigații și nu mai voi să iei medicamentul ăsta. Cam așa și aici Dumnezeu îți dă ceea ce trebuie pentru vindecarea și tămăduirea rănilor sufletești. Eu știu că sunt foarte multe lucruri aici pe care nu vreau să vă plictisesc sau să vă rețin. Am găsit niște definiții foarte interesante, niște imagini, așa mai de înțelesul nostru, a ceea ce este rugăciunea. Deci plugăria sufletului, că tot e primăvară. Să facem curat din curte, așa știți. Cam așa și rugăciunea. Face o curățenie prin sufletele și inimile noastre de nici nu bărniți. Și rugăciunea este ulei în candele sufletului nostru. Avem în candela noastră de fără ulei. Omul nu poate să arde pentru Dumnezeu dacă nu se roagă. Sunt Ioan Gură de Aur, e un pic mai practic și mai de înțelesul nostru. Și rugăciunea este apa și pâinea sufletului. Noi iată, noi pâine mori. Rugăciunea este pot pentru trecerea ispitelor. Să nu vă așteptați vreodată să fiți tari la ispite atunci când nu postiți și nu vă rugați. În viitorul când a avut ispita, a avut 40 de zile de post și de rugăciune. Și apropo, astăzi, pe cine pomenește biserica noastră? Una dintre sfinte. Marie Egipteană. Pentru că fiecare în viață trecem pentru asemenea stare, apropo de post și de rugăciune. O tânără ce își petrece tinerețea în plăceri și dezvendări, o tânără care ajunge la Ierusalim un pic de viață, nu că a trebuit să ducă acolo, o tânără care simte mâna și glasul Maicii Domnului, o tânără care conștientizează păcatele pe care le-a făcut și doar cu trei pâini, o mai exact două jumătate a mâncat-o atunci, și-a trăit 47 de ani în pustiul Iudeei și în pustiul Iordanei, o tânără care ajunge îndumnezeită de stătea la 3 cozi de pământ, cotul fiind 0,49 cm, așa după măsurile iudaice. Am venit Părintele Zosima, așa a găsit-o. Și fără haină și negrită și slavă. Dar o tânără care a postit și s-a rugat. N-aș vrea, e foarte riscant pentru mine în această seară să vă țin o expunere despre post și rugăciune, să rămân așa bine, că știți, gândele pe la ulei și pornind de aici, să zicem că am postit sau n-am postit, m-am rugat sau nu m-am rugat, că nu știu ce a mai spus Părintele de acolo. Vedeți, apropo de răbdare, cât a trebuit,
cât timp de pocăință i-a trebuit Marie Egipteană. Cei care merg la Rusalim, mă văd pe câțiva, câteva zile să fim iar acolo, pe 21 de zile, când s-o cătă mai rămas. Și eu o să vă duc la mănăstirea Sfântului Gerasim de Rădam și o să vă arăt locul de unde Părinții Sosim a plecat și locul în care s-a întâlnit cu Marie Egipteană. Deci avem o șansă! Asta am vrut să vă spun. Indiferent cât de păcătoși am fi, indiferent cât de puțin ne-am rugat, Maica Domnului s-a rugat la templu, adevărat. Dar s-a rugat tăcând toată viața. Și prima minune când a făcut-o Mântuitor, a zis, nu mă iau vin. Și știți ce a spus? Să face ceea ce vă va spune. Scurt! Nu vreau să văd o predică despre Dumnezeu, Fiul, despre lucrarea lui Hristos în lume, despre opera Mântuitoare a Dumnezeu prin Fiul. Nu! Să face ceea ce vă va spune. Și dacă Hristos ne-a spus să ne rugăm. Și ați văzut cât de simplu și nu cuvinte atât de mari. Și haideți să legăm rugăciunea tot la capitolul acesta 6 din Evanghelia Matei, când de asemenea vorbește despre post. Mă rog ce mi se potrivesc nouă cuvintele astea. Când postiți, nu fiți triși ca fățarnicii. Nu știți, am început postul de ostenie. Nu văd ce n-a avut, nu? Vai de mine, eu văd frumusețe străină când rănesc inima. Nu, să n-am avut el, că cine știe ce zice și mă provoacă. Foarte bine să te provoace. Atunci ești tare, îi spuneam unui, mă rog, necredincios, care era stăpânit din partea mă peții. De azi înainte jură, aici că nu te-ai. Adică, dar zice, să nu mai văd băutora, ba nu? Pui sticla pe masă, să te uzi la dânsa. Săracul, știți că nu tremura de numai. Aia de capul lui, așa, așa, Părinte, și-a fost timp, n-a băut. Iar nu a băut toată viața de la ducea, stimata Doamnă, de la birou, așa, de birou. Așa, și după aceea, uite, sunt vreo 30 de ani de când nu mai bea, de cât apă, și de slavă lui Dumnezeu. Da, deci când postiți, nu fiți triști ca fățarnici, și că ești smuleți fețele ca să arate oamenilor că postezi. Da, ce nu postezi, Doamne. Da, ce nu? Doamne, carne! Am mâncat carne de rog, spune Sfântul Vasile cel Mare. Ce îi spui tu mie că postești și nu mănânci carne de animal? Că în răutatea inimii tale mănânci carne de om. Răi! Așa cu râde ăsta, știți? Răi! Nu îl iert, n-are ce căuta nici la moartea mea. Mă duc prin judecăți, știu că am cheltuit toți banii, dar nu mă răspund ce răbă în pușcărie. Ați văzut acum, denunțători ăștia. Săraci, dar nu fac așa, văd, își închid așa, știi, fac așa porțele la rai. Ați văzut după parcă așa, când se închide pe butoane. Da. Cam așa se întâmplă. Dar eu postez, zice, da, și nu, n-am dat carne, Părinte. Am spălat, zice, și fac pâine, da. Și a vorbit toate nenorocirile. Și săracul unul a avut de suferit, că e mai provoc, știți, eu, aici, în oraș, sunt un... Nu pierd să mi-am îngrat, dar am zis, nu. Dar e incomod pentru foarte mulți. Haideți să facem o acțiune filantropică. Pentru că am camerele de la vedere în față, nu prea pot să spun pe cine am provocat. Eu ce mai vrea așa? Ce să spun, lumea... Și dar nu avem pentru noi, de unde să dăm? Dar eu vreau să mă părinte, să duc la muncă. Pe cine să duc la muncă? Că e copilul fac și e bătrân sau om cu dizabilități. Păi cum să te mântuiești, frate, dacă nu postești, nu te rog. Prin ce arăți că ai fost și-a rugat? Prin fapta bună. Pe secunde, săptămâna viitoare, iar o să facem niște vizite. Vorbeam cu Doamnele noastre, Părinte, dar nu sunt bani, doar o să dea Dumnezeu. Așa, dar Părinte, știți, am zis, o să dea Dumnezeu. Și o să fie. Așa a fost și când ne-am apucat de biserică și de aceste proiecte pe care le avem noi. În lume se pare că noi lucrăm. Dumnezeu lucrează prin noi. Și de unde dai Dumnezeu îți dă și slavă Domnului, nimeni nu moare de foame, nici sărat și nici tu nu ai să sărăcești dacă ai să dai 10 lei sau 100 de lei de unde ai de acolo. Să știți că eu cele mai multe fapte bune în parohie eu, dumneavoastră le faceți, le fac cu cei cu bani puțini. Când m-am dus la milionare orașului, toată lumea m-a refuzat. La lucrarea de la biserică, până la nu știu ce casă facem eu pe nu știu unde am. Doamne ferește! Tata mi-a spus că să nu împrumut bani, să nu dau bani niciodată. Tata, zic, dar am vorbit eu cu tata. Când ați vorbit asta? Dar cu tata nu, cu tata de sus am vorbit. Și a spus, din contra, dacă n-ai să dai, n-ai să ai aici nici spor și sănătate și n-ai să ai
nici răspuns bun la judecata Domnului. Tu însă când prostești, unge capul tău și fața tău o spală, ca să nu te arăți oameni că prostești și Tatălui tău care este nascuns, vedeți, să reia ca și la rugăciune. Și pe urmă se referă la ăștia care și nu vă adunați că o mor pe pământ. Așa e, Ioan, acum mor oameni sub ochii noștri. M-a întrebat când am zis dumneavoastră și pe televiziune și m-a determinat pe mine să înființez că m-a bine la creștină. Și am spus de unde am pornit. Într-o noapte de rebelion, când toată lumea ciocnea, se bucura cu familia, cu prietenii, când masa era înverșugată, eu la două zile am avut înmormântare. Știți ce scria pe certificatul de deces? Moarte prin inaniție. Știți prea bine ce înseamnă asta. Așa, și zice, cum se mor de foame? Și veniți o doamnă de la București, la un bătrân destul de sărac și el, undeva acolo în Barmini, la blocul Crimă, și a zis, nu trebuie să, m-am simțit parcă eu vinovat. Bine, nu pot să ajung la toate de asta și închei cu asta, că sunt o mie de lucruri am spus, dar mă opresc aici. Ajutați-mă ca să vă ajut. Sau, dacă vreți, vă ajut ca să mă ajutați. Sau, hai să ne ajutăm unul pe altul ca să putem să ajutăm pe cei sărmani și necăjiți. Am spus și colegilor mei, dacă Mauro a spus că mileniul 3 va fi religios sau deloc, eu spun așa, mileniul 3 este mileniul și teologia faptelor bune. Dacă credem altceva, ăsta-i crezul meu. Dacă gândim altfel, să știți că ne înșelăm. Că nu o să avem nici cât avem și nici parte de mântuire la judecata Domnului Hristos. Și ia să văd, tot așa ca la școală, dacă toți suntem așa la... Câți dintre dumneavoastră ați practicat sau practicați rugăciunea inimii? Dar sincer, suntem între noi. Ați practicat vreodată această rugăciune? Știți că ea vine din pelerinul rus, vestită pelerinul rus, apoi pelerinul român. Din recomandarea marilor duhovnici pe care am avut noi, Părintele Cleo, Părintele Anselie, Apacior, Părintele Justin, l-am aici undeva când am fost la el. Eu cu Părintele singură dată m-am întâlnit. Și zice, să vă spună preoteasă. Când m-am dus acolo și Părinte Cristea, dacă el vine, nu știu unde, cum am pățit-o și noi, adică am pățit-o, că am ieșit bine cu peselinul, știi? Și eu nu știu ce comentarii țineau ăștia, știi? Și venit, aștept, erau, cred că 200 de oameni acolo. Și veniți, Părinte, în pace, intră la el în chirie, dar știu cu ce ai venit. Am plecat așa la Părintele, dar cum așa? Și atunci mi-a spus Părintele, practici rugăciunea inimii? Nu trebuie nimic asta cu Părintele, nu mai. Și m-am lăsat cu cine m-am dus acolo. Și a zis, Părinte, și da, și nu. Și a zis, mă, te-ai văzut? Cum trebuie și... Cum vă mai țin, nu vă mai dau citate, sunt 100 aici și Sfinți Părinți. Sunt creanți scălători și mulți alți părinți care au practicat rugăciunea mare după Dumnezeu. Și a spus, uite așa s-o practici așa. Îmi spune, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, Iubiește-mă. Și am zis și eu, altceva nu așa. Dar cum? Când ai tras aia, spui, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, și taia aia va fără. Și spui, Iubiește-mă și ajută-mă pe mine păcătos. Mă, zice, când se oxigenează, zice, și mintea și inima, și zici și așa tu cam de câteva sute de mii de ori, nu zice de 10 ori, sau de mii, de câteva sute de mii de ori, rugăciunea aceea lui Iisus e rugăciunea minții, și apoi rugăciunea minții este rugăciunea inimii, și apoi dacă l-ai pronunțat pe Hristos, Hristos e lumina lumii, calea, adevărul și viața, și dacă Hristos este cu tine, ai să gândești pozitiv și nu o să se întâmple nimic niciodată. Și să știți că atunci când nu am timp de rugăciune, cum mă rețineți cu fel de fel de treburi, în taină îmi spun această rugăciune. Și am avut mare folos după Dumnezeu și vă recomand și fiecare dintre dumneavoastră, vă recomand și o altă carte, se numește O minte de întrebări și răspunsuri despre viața duhovnicească. Așa arată această carte, nu numai pentru tine, ci pentru toată lumea. Și aici veți avea inclusiv despre folosul rugăciunii lui Iisus sau rugăciunea inimii. Zice, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu, binește-mă este o rugăciune verbală ca orice altă rugăciune. Toată puterea o împrumută din starea sufletească pe care o avem atunci când o rostim. Rodul ei constă în adunarea gândurilor, în evlavie și frica de Dumnezeu, în pomenirea morții, în împăcarea cugetului și într-o anumită căldură a inimii. Toate acestea sunt roadele firești ale rugăciunii lăuntrice. Și
Aici am însă, să închei și chiar închei, cred că a trecut ora aceea, despre post, ca să aveți imaginea postului, nu așa cum înțelegem noi, că n-am mâncat numai carne, sunt simplu. Dau cum să facă. Dar și pentru dietă. Cunosc că domnul și doamne care postește în afară, o să zice, trebuie să slăbesc, părinte, ce da. 30, 60, vom mă pricep eu. Da. Și da, e bine și așa. E bine și așa. Că dacă ai postit și ai scăpat de voi acum, că slavă Dumnezeu, că văd că de când cu carnea asta și atâtea linuțe se întâmplă cu dânsa, spuneați, ați auzit, părinte, știrea la televizor, a găsit carne, zice, de 50 de ani, de nu știu, 40 de ani, eu, Doamne, trebuia 200 de ani să o găsească. Mai ales în porții, ca să nu mai mănânci carne în porți, da. Și iată, iată și întâi aici. Sfântul Ioan Gură de Aur, postiți, arătați-vă prin fapte. Cum? De vedeți un sărac, aveți milă de el. Un dușman, împăcați-vă cu el. Un prieten înconjurat de un nume bun, nu le invidiați. O femeie frumoasă, zice, întoarceți capul. Dar unul mă întors de mai multe ori și urmă ascultat pe răsuțe. Nu numai gura și stomacul vostru să păstească, ci și ochii, și urechile, și picioarele, și mâinile voastre, și toate mădularele trupului vostru. Mâinile voastre să păstească rămânând curate și de furt, și de lăcomie, apropo de milioanele care se curăță. Am văzut foarte mulți care ești la viori, bine, sigur, nu așa. Mai ales acum s-a apropiat de zi. Picioarele neamergând la priveliști urâte și în calea păcătoșilor. Ochii neprivind cu ispitire frumusețele străine. Gura trebuie să păstească de calumnii și de alte vorbiri rușinoase. De aceea, vorbind la, veniți la mine la spovedanie, mă întreb, ați păstit și cu gura și cu trupul și cu faptele și v-ați rugat mai mult și ați iertat și v-ați împăcat cu dușmanul? De aceea la mine așa. Uite, cam multe și așa îmi cere. Dacă ai făcut asta, înseamnă că nu ai postit. Aș vrea ca începând de astăzi să nu uitați niciodată să vă rugați în primul rând. Trece, dar rugăciunea trebuie făcută cu timp și fără timp. Sau rugați-mă în încetat, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Aș vrea ca în gentuța fiecăruia dintre dumneavoastră să fie o cărticică mică de rugăciune și o carte mai mare de rugăciune la paraclisul dumneavoastră sau la căpătâie dumneavoastră. Uite cum doamna mea preotească, ea nici nu știe acum că i-am luat eu cartea de rugăciuni, zice, buchete rugăciuni către Maica Domnului. Ea este avocatul nostru și Mântuitorul Hristos. Sunt atâtea cărți de rugăciuni, atât de frumoase. Uneori petreci și ore în rugăciune și nici nu știi că n-am trecut timp. Și te-ai vindecat și la trup și la suflet. Am aici și am plecat două volume de multe alte volume. Două cărticele pe care din viața și scrierile părintelui Arsenie Boca, mă bucur foarte mult că faceți pelerinaje. Am văzut mulți comentează în fel și chip, că e marketing, că sunt lucruri improvizate, că părintele a fost legionar, că nu știu ce minuni și nu sunt adevărate, că unii pun pe seama părintele. Sunt absolut scornic și ispite. Pentru că, iertați-mă, că și filmați, eu am o imagine așa, că m-a întrebat unul ce însemnează la români coloana infinitului. S-a așteptat la explicația cosmică, știți? A luat Brâncușului, i-am zis, se ridică unul la strânge de gât. Se mai ridică unul la strânge de gât. Nu așa mă ridică. Ce să spun la gălită asta la Casa de Cultură, să ne țină de vorba aici, când noi puteam să ne odihnim și nu știu ce. Să nu credeți nimic. Atunci când cineva vorbește de rău pe altcineva, problema nu e la acel cineva la capăt de linie, ci problema e la dânsul. Prin absurd cineva, chiar dacă ar avea, știu eu, un păcat sau a făcut fără de lege, cine sunt eu să judec pe omul acela? Nimic din ce s-a pus negativ pe seama cu părintele lui este adevărat. Bucurați-vă că există asemenea duhovnici chiar și în veșnicie. Eu mă bucur mult când văd că oamenii se duc acolo la rugăciune și stau și când am atins și eu cu doamna Brăzea, sunt într-o seară târziu, așa parcă și plouam puțin, nu era ca acum că de renare așa. Și într-adevăr am simțit acel fiul în omnicesc. Așa cum l-am simțit în cei 23 de ani cât am stat alături de părintele Leon, care m-a învățat un lucru. A spus, știi voi teologia lângă, dar dacă nu păstiți și vă rugați,
dacă nu vă smeriți, dacă nu se mântuiți sufletul oameni și o să le duceți la rai, degeaba ați îmbrățișat taina împrăției. Și am ținut vă și țin cont de lucrurile acestea. Și orice scriere a unui părinte, întotdeauna, bine, părintele are zeci de descriere, aici vorbim despre cărmirea neamurilor și tot de sus se face. Așa, și aici zice despre preoții, economia tainilor Dumnezeu, mă rog, vreo 20 cu fel de fel de teme, dar dat de pomană. Așa că aici am să dau cărțile astea tot așa la doi tineri aici. Uite, despre preoți am să-i dau un minuț, el să ajungă preot și la voi doi să înțelegeți voi cum e cu neamurile astea și cum trebuie să ne cărmuiască, poate ne spune ceva. Dacă aveți o întrebare dumneavoastră, dacă v-am împărțit sau v-am plictisit, spuneți. Alte date, acum a spus puțin, dar dacă m-am mai provocat, doamna directoare, să mă vină decât Justina. Așa. Aveți o experiență personală care vreți să o împărtășiți. N-aveți. Păi să vă spun una, ca să vă fac chiar să plecați în lucrurile una. În anul 5, când eram la Mănăstirea Neamț, venise profesorul de la București, domnul Ivan, vrea să dau examenul, era de licență acum, un examen care, fără de care nu puteai să dai admitere la teologie la București. La febră 41, nu mă știam ce cu mine, am răcit. Și am rugat pe Itores să mă ducă până la Ivana Făcătoare de Minunea Maicii Domnului la Mănăstirea Neamț. În altul de Ioan, la Euromământ, 121. Și în clipa în care m-am dus acolo, m-am rugat. Nu mă întreba, nu știu atât cum m-am chinat și am sărutat Ivana. Probabil am spus, Maicii Domnului, să nu mă răs într-un moment atât de greu, că până am tras de aveam media aproape de 10 și mă trezeam că rămâneam de colegi și mergeam și la un an și patru luni, dacă nu am examen și la urmă, tot din nou luni. A doua zi, pentru examen era la limba greacă și îmi spune Maica Domnului așa că mi-eram din transpirație, cum așteptam ce cu mine. La greacă îți dă din lecția O Socrates, paragraful 2. Am sfărat dimineața, vine colegii mei, că la așa, că la boxe, când îmi vorbește și încearcă să recupereze un fărbanit de asta. M-au recuperat cât au putut, m-au dus până în sală 5-10, nu știu, m-au luat, oricum mare lucru nu m-a afectat mie, dar profesorul zice, ce mai o manecășui și-o cu greaca mea, să le iei Dumnezeu, un profesor ce vii, dar foarte bun, tot în sensul limba greacă. Și ieri deschideți voi cartea la O Socrates, paragraful 2, și luați două fraze de acolo și ultima propoziție, analizați sintactic și morfologic. Nu m-am putea concentra pe nimic altceva. Bineînțeles, colegii mei, când am fost, nu m-au crezut și au zis că au o problemă și din cauza febrei, prin măcar nu s-au uitat la lecție ce. Așa? Și de atunci și până astăzi am mare evlavie pentru Maica Domnului, că n-am mai avut timp să vă spun cum a postit Maica Domnului și cum s-a rugat Maica Domnului și cum se roagă și astăzi Maica Domnului pentru noi. De aceea, citiți rugăciunile, citiți acatistele și paracrisele. Nici o experiență personală, nici o întrebare. Spune aia cu pașaportul. Pașaportul? Cu Domnului de la Brești, la Sfântul Dumitru. La Sfântul Dumitru? Pe icoana Maicii Domnului, de la Sfântul Dumitru, izolatul din Mir, la Tesalonic, la care te-ai rugat pentru pașaportul. Ah, da, pentru a pașaportul din Zișeni. Și unde se mă duc? Acum la stăpânire, pe aici, peste tot, la Maiași. Norocul nu era închis, adică era închis la buletin oficial, numai când l-a raportat și acolo. Și trebuia în două zile să plec cu niște nemți, aveam un proiect filantropic după Revoluția Răză. Și mă rog, așa tot l-am spus eu la București, dar l-am lăsat să mergem stat mai exact un nevol. Și tatăl meu a spus, părinte, să spune fotografie și aia la 1000 de dolari pe el. Și m-am rugat la Sfântul Mila. M-am rugat la Sfântul Mila și la Ivana Părtărița de Sfântul Munț și la icoana Sfântului Dimitrie de la Salonic. În 24 de ore au apărut pașaportul acasă. Era și băieții ăștia și domnul, pentru că nu se poate asta. El zic, dacă să mă rugam la Sfântul Mina, se poate. Asta nu înseamnă că sunt eu vrednic și Dumnezeu mi-a primit rugăciunile. Pentru că e bine când te rog să fii smerit și să spui, eu sunt ultimul care văză oameni și nu se ruga din spatele bisericii. Dumnezeu i-a milostit, fii mie păcătosul.
fariseul, cel mai multe ori rugăciunea noastră este farisei. Mulțumesc în față, mulțumesc în Dumnezeu că nu sunt ca ceilalți oameni, postez de două ori pe săptămână, că vă stăm așa și joi. Dau de toate ale mele. Tradus cum vine astăzi, că doamna directoare aici nu era dumneavoastră directoare la Casa de Cultură atunci, și am făcut și eu când am venit în Paștan, așa avem dragoste pentru dumneavoastră, vreo 7 ani cu cer de colinde. Tădeam totul, de la copilaj, portocală, până cer, până la profesorul care se ustenea acolo, știți? Și... dar poate mai bine să nu vă spun, dar mai bine să nu vă spun, că până sunt interpretați. Dar oricum important e să ne rugăm și să avem grijă de sufletele noastre. Rugați-vă pentru cei care sunt în boală și suferință. Rugați-vă pentru copiii dumneavoastră să nu alege pe greșite. Vedeți câte nenorociți se întâmplă asta. Rugați-vă pentru părinții dumneavoastră care sunt și care nu mai sunt. Sau când postiți, veniți postul pentru păcatele dumneavoastră, dar și pentru cei de lângă noi care au nevoie de postul nostru. Eu mă sfie să spun că atunci când plec într-o călătorie mai îndepărtată, îmi găsesc 3 vorbe, duc băluți, ulei, ce mai duc de mâncare acolo să roace pentru mine. Deseori merg în Țara Sfântă și spun, dar nu mi-e frică, zic, nu mi-e frică, pentru că adică noi are Dumnezeu grijă de noi și chiar au avut întotdeauna. Și am crezut ăsta. Și indiferent ce s-a întâmplat, cu noi nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla nimic niciodată. Pentru că dacă te rogi, Dumnezeu e cu tine, Maica Domnului e cu tine și nu se poate întâmpla nimic. Da, și am vrut să vă spun că, până la urmă, mi-a adus pașaportul. Cineva de la București m-a sunat și a zis, dai atâția bani, că banii m-a rugat eu, dar banii tot mi-au luat. Asta este. Dar i-am dat cu plăcere, că trebuia să plec cu neamț, am improvizat a doua zi, că n-am, nu știu ce mai am treabă. Și a lucrat Dumnezeu. Și era mai interesant că a fost aruncat din persoana respectivă într-o curte. Am văzut în niște lemne. Și persoana respectivă a mutat lemnele de acolo și nu le spune. Da, asta a fost povestea lui. Eu am zis altceva. Era o prolețică de pe la satul mare și era o regie semnată cu ei. Pentru că aia fura portofelul cu totul și s-a la bani, și bani. Banii lua iar, țineau 5 copii, până într-o lună să trăiască un an. Și pașaportul ce că l-a aruncat, de fapt, probabil și ăla era complice și era în mână cu ea și spunea, băi, vedeți, nu mai dau bani, că nu mai găsă bani în portofel, că era nevărul meu, pentru că nu era la Bruxelles. Și îți las că-i luăm noi de la ăsta, că-i preot, inclusiv acolo. Da, Ionuță. Vreau să povestesc două întrebări. De la Sfântul Nectarie. Prima dată când am fost la Mănăstirea de Mănăstirea de unde sunt moaștele cu părticipele de la. Da. Am auzit de toată lumea că spune că acolo există idei și dacă lucrăm de la candidat sunt de metare, sigur, facem de mult. Am luat și eu, am luat un borcan cu mine ca să ne ajungă. Să ajung. Dar ce-o spune în Țara Sfântă acum, înainte scăream acolo, necesar Țara Sfântă, se ringă, zic așa e ulei. Mă știu, au rămas greci fără ulei în toate candele și ce mi-a vorbit unul de la Sfântul Bămâni, mai de carantana, de atunci nu ne mai scrie ăla. E bine, românul nu era la pe-a lui, nu cred. Și am luat jumătate de borcan, era cam mare, nu? Și s-a uitat și călugărul respectiv la mine, n-a de nimic. Am ajuns acasă, când nici nu l-am folosit. O lună de zile, nu l-am folosit deloc. L-am lăsat închis acolo. Nu că am mai interesat pe mine ulei de la Sfântul Nectarie. La un moment dat s-a făcut rău mamei mele, nu știu, mai știu ce avea, simțea foarte rău și am zis să dau și o ulei de la Sfântul Nectarie. Și când am deschis borcanul respectiv, mirosea mir. Deci luați un ulei, pentru că tocmai atunci candela era atunci am umplea călugărul respectiv. Și am luat semnul ulei și acasă când am ajuns să... Amin. Ce concernează asta, minunile Sfântului Nectarie. Am trimis-o la avocat. Deja, bravo, da. Nu, că și cum are duhovnici, la fel, cei care ați avut duhovnici, știți, și alte minuni și întâmplări, scrieți, pentru că e interesant. Și a doua oară, când m-am dus la Sfântul Nectarie, când am intrat în partea la mănăstirii, m-am rugat pe Sfântul Nectarie să-mi descopere și mie un caz nou care să vindecat. Și când am intrat pe partea bisericii, n-am zis nimic, n-am întrebat nimic, nu, doar o doamnă mi-a sărit fix în față, care așa, cum ar fi din întâmplare, mi-a sărit în față și mi-a zis că ea s-a vindecat de epilepsie.
Asta nimeni. Am avut și o întâmplare cu cineva care vine noi și apă, din tot spune mai bine la matală și vei să vii din lumea și o folosi de nu știu câte rugăciuni. Dar uite, eu sunt aici, acum așa te rog, uite așa, sunt. Nu mă dau o minune cu mine, zic, dar am făcut-o Dumnezeu, nu trebuie să mai fac eu. De ce? Că ne-ai spus să ne fac niciodată la biserică și acum ești de la biserică. La mărit, da. Dar bine, aveți fost ușor să aveți bucurii de sărbători, să vă bucurați, să aveți un dice dragi, că meritați și, sigur, postul și ne rugăm după putere. Am adresat, vă mulțumesc pentru toate.